Bună dimineața! E aproape 8, a dat soarele de după Amada Blam, dar geamurile sunt bognă. A fost foarte frig. Să vă arăt dezastru de la noi din cameră, așa, în direct. Ia uite ce e pe aici. Toate astea aruncate, haine întinse. Asta este a 7-a zi de traseu. Ia uite ce frumos. A fost, cred că, cea mai rece noapte, nu, baby? Deși noi n-am simțit, în sacii de dormit a fost chiar bine. Eu am dormit fără șosete, fără fes, dar dacă încercai să scoți o mână în sac, de obicei te încălzești prea tare și încerci să mai scoți o mână sau să te dezvălești puțin la cap, mamă, îngheți instant. Și a fost o noapte foarte dubioasă că n-am putut să mă odihnesc. Eu care dorm buștean în fiecare noapte, de fiecare dată, am un somn foarte profund. Acum am avut un somn, de fapt nici nu știu dacă am dormit, de fapt. A fost așa, am fost conștientă, dar m-am stat întinsă în pat. Nu știu dacă am dormit vreun pic. Am avut așa un somn foarte slab, foarte... Nu știu cum să vă explic. Să vă zică și baby cum se simte. Nu prea am dormit. La fel ca și mine. Da, și mai exact, mă sperie un pic că am munci cu sânge și am făcut tricoul ăsta, nu cred că pot să-l mai spal, dacă sânge e pe el. Mamă. Și nu știu dacă cât de grav e. Eu zic că e mai ok să-ți curgă sânge de pe nas, că dacă nu poți să faci un cheac, știi? Și da, să-ți da. Se... Dimineața asta când am scurs nasul, mamă, ce e cam o pasăre moartă. Aici tot pasăre moartă. Da, deci fiecare cu problemele lui. Pe mine nu mai m-a durut capul și îmi curge nasul, într-adevăr, îmi curge și mie sânge, câte puțin, dar nu așa cum îi curge lui. Trebuie să ne strângem bagajele, trebuie să mergem să mâncăm, că astăzi pornim pe traseu, nu mai zic de odihnă, sau de aclimatizare. Pornim, o să mergem spre 4.900 de metri și, da, condiții și mai rele, mai mult frig, mai puțin somn, nu știm cum să ne îmbrăcăm, că cu pantalonii groși, de exemplu, eram transpirat, era uzi puțin pe interior și nu e bine nici așa, cu cei subțiri, cred că o să-mi fie frig, deci totuși o să-mi iau pe ea groși, o bluză de corp cu mânecă lungă, nu mai mi-au tricou și polarul pe deasupra, pe care o să-l dau jos dacă o să mă încălzesc prea tare. Cred că în sala de mese totuși o să stăm cu gecile de puf pe noi. Cred că o să fie frig, foarte frig în sala de mese. Da, hai să ne strângem și să mergem. O să fie o zi lungă și asta. Ne luăm la revedere de la camera care ne-a găzduit două nopți. Aici a fost toaleta, aici chiuveta. Părăsim locația care a fost una cu meniu foarte diversificat, scumpă că e la altitudine, dar ne-am permis să încercăm tot felul de chestii noi, dar nu înainte de lipi un sticker cu Heads in the Clouds. Ne-a marcat teritoriul aici la Braistar, în Dimboce. Aici punem? Da. Heads in the Clouds a fost aici, dacă veniți și voi, faceți o poză cu stickerul ăsta. Aici la. E cam pe ultimul hotel în stânga, din satul ăsta, care cum zice? Dimboce. Da, Dimboce. Ultimul resurs, să zic așa, pe stânga. Drumul nu o face înainte, ci o face în stânga, după el încolo. Ne punem electroliții în apă. Să începem ziua cum trebuie. Și e 10 fără 20. Părăsim Dimboce și Amada Blam. Greu cu rucsacul în spate, ieri a fost super, am zburdat. Acum 11 kg. Respir destul de greu. E rău că de-abia am mâncat micul dejun și am și plecat. Parcă n-am nicio tragere de inimă așa.
tot timpul, în fiecare zi, prima oră de traseu e cea mai grea, așa, până ne intrăm în ritm. Și ne luăm la revedere de la valea asta, deoarece e ultima dată când o vedem pe acest traseu. Gata, lăsăm Limboce în spate și ne așteaptă pasul Tucla spre Lobuce. Lavoce, Ciolațe, acolo am fost noi ieri în vârf la 5000 de metri. Ne așteaptă o mică coborâre acum, așa să ne premieze pentru urcarea de mai devreme. Iuhu! Așa da! Entuziasm, nu? E frumos mă pe aici. Cred că nu este despre Everest Base Camp, nu este despre bolovanul ăla, adică nu simt că ăla e punctul pentru care am venit aici, ci traseul în sine. Fiecare zi e o aventură, fiecare zi e superbă, în fiecare zi vezi munți frumoși și îți depășești cumva limitele. Te pui la încercare. Vezi cum e viața de aici, cu greutate în spate, cum trăiesc oamenii de fapt și asta, bine, ce avem noi 11 kg e un nimic față de ce care oamenii ăștia zilnic. Oare ce o adună femeia asta de aici? Are o gheară așa ca de urs, cum avem noi la Afine, dar mai plat așa și are un coș. Nu știu ce adună de acolo, ce poate să adune. Mâncare pentru animale, ceva, nu știu. Ce o adună? Ce adună, baby? Ce adună? Cred că pentru ioci. Asta mai uscate, grânguțe mai uscate de subt. Hai că Victor s-a săturat de poze și de filmare. A rămas cu toate sculele. Dar nu mă pot abține. E peisajul prea frumos. Ca să nu mă opresc din când în când să vă mai am și vouă câte un cadru. Sau să-mi fac câte o poză cu trepiedul. Frumos. Acum e o porțiune relativ plată. Urmează apoi o urcare. E destul de lejer astăzi. Nu e nimic foarte abrupt. Și ne încântă peisajul ăsta la fiecare pas. Victorie în delir, are cu cine să vorbească. Ne-am întâlnit cu un grup din Elveția, respectiv Germania și Statele Unite. Și e în delir că lui place să vorbească. Mie, sincer, pe trasee mie îmi place liniștea. Și să mă concentrez așa la peisaj, la gândurile mele, așa că să stau mai în spate. Mamă, cât iaci! Mulți iaci, așa că trebuie să țin mai aproape de grup.
de un turcoaz superb în lumina soarelui. Victor și-a luat geaca de vânt și de ploaie și a lăsat polarul, că într-adevăr cu polar transpiri destul de tare, cred că și eu o să fac în curând la următoarea pauză același lucru. Iar cu geaca ești protejat de vânt, dar respiri mult mai bine, îți respiră piele, corpul mult mai bine. Mai avem cam 5 km și cam 400 de metri diferență de nivel. Trecem imediat pasul Tucla. Panta aceea de acolo, pasul Tucla. Îmi pare că am de vreo 200-300 de metri diferență de nivel. La o pensiune, la un tea house, Rest Point Bakery and Cafe, Tucla, dar nu cred că o să mâncăm ceva aici, pentru că e încă de vreme, e 11 la ea. Suntem la 4620 de metri și ne odihnim puțin. Poate lipim și un sticker? Da. Cum ești? Începe urcușeala. Și acum e urcușul ăla mare. Pe ziua de azi. Până acum a fost lejer, da. Nu știi să grăbești pasul, transpirai. Și plus că nu e bine să mergi la pas grăbit, pentru că ușor, ușor e mult mai bine pentru aclimatizare. Nu ne fie rău mai târziu. Uite vârfurile. Ia Hotel Tucla. Și au pornit. Uite un iac cu o inimă albă în frunte. Iachii, ce faci, mă? Mă ignori? Mai bine. Pregătit? Horse on hire. Pentru ăștia care nu mai pot, sunt cai la dispoziție. Namaste. Namaste. You have video? Huh? You have video? Video, yeah. Where are you from? Romania. Romania. What's your name? My name is Pasan Serba. Serba? Yeah. Okay. You have WhatsApp? Give me WhatsApp. YouTube. Give me WhatsApp number. Maybe I come in Romania. Okay. Possible? Yeah. Okay. Vezi, dacă mă lasă Victor în urmă cu filmatul, mă agață șerpașii pe aici. Da, a fost de treabă băiatul ăsta. I-am dat numărul de WhatsApp. A zis că poate vine în România. Știți că mulți nepalezi vin mai nou în România să muncească. Și poate are nevoie de o informație, de ceva. Mama, da blam. Da boce, ciolațe. Urcușul. Nu vine să cred.
Ia zi, baby, cum a fost în curs? Cel mai greu în viață de până acum. Mamă, cum e la altitudinea asta să urci 400 de metri diferență de nivel și cu 11 kg în spate. Mă uitam să văd dacă scrip sânge. Este indicatorul că e grasă treaba. E fric. Mi s-a încleștat gura, nu pot să vorbesc. Am întâlnit cu un ghid și a zis că nu mai avem o oră. Și... e ora 12:30. Suntem foarte bine chiar. Dacă țelurile tale nu te sperie, nu sunt destul de mari. Alpiniștilor. Superb locul. Am stat ceva aici, dar am înghețat. Bate vântul foarte rece. Ne continuăm drumul spre Plăbuce. Cam o oră, cred că mai avem. Din spate, în nori, așa. Wow! Și apar și în față câteva vârfuri. Ah, cred că apare Pumori. Ia să vedem. Da. Iuhu, Pumori! Punem la cale un plan. Să ne oprim aici după colț, să mâncăm un bounty expirat cu gust de gorgonzola, cu priveliște asta spre Pumori, un vârf pe care n-am cum să vi-l explic în cuvinte. Uitați-vă la el cât de frumos e. Și sper să nu greșesc, dar ăsta cred că e Nupțe. Pumori și Nupțe. Extenuați, nu? Închizam mâinile, mânuși. Bate un vânt rece și se strâng nori pe vârfuri. Ne-am tolănit așa, pe o piatră. Mamă, nu se mai termină traseul de azi. Deși nu e urcarea, într-adevăr, a fost grea, dar acum e plimbare, adică nu e... E la mal, ce să mai bate vântul ăsta, e fric, e altceva. Altitudinea. Mă simt așa... pe altă planetă, o amețeală așa în cap. Dar e frumos, Doamne, ce munți ne înconjoară.
ci că mai avem 2 sau 5 minute până în Lobuce. Și a văzut baby ceva interesant aici. Că aici ar fi un elicopter căzut. E acoperit, dar nu se vede, dar nu pare elicopter, nu știu ce e, ceva de zbor, cum deltaplan, nu știu. Iuhu, Lobuce! 4900. E ora 2. 50, cred. E ora 2. Am ajuns. Am plecat, mă duce. Mergem spre Gorakshep deja azi, dar suntem cam rupți și nu știu dacă să ne facă bine la sănătate să continuăm azi. Către semnul. Da. Și plus că suntem epuizați, da. Hai să vă arătăm și camera până vine gata mâncare. Așa arată camerele aici. Clar, mai puține condiții ca la, decât la altitudini mai mici. La beci. Asta e a noastră, mamă, e un frig. Acum, că e zi și e soare. Pui, ai. Suntem la Alpine Home Restaurant și ne-am luat vegetarian fry noodles și dalbat. Arată bine, ne e foame, ceva cald. Poftă bună. Am venit la patiseria, la cea mai înaltă altitudine, 5.000 de metri. Hello! Namaste! Bă, suntem aici la bakery ăsta, are televizor aici, dar nu ne permite nimic, fraților. Sunt foarte scumpe, internet nu au. Gata, face focul. Kerosin, what is this? Kerosin? Kerosin? And milk. Yak shit. Deci a pus kerosin și balegă de vin. Yak pancake. Am petrecut seara aici lângă foc cu mai mulți călători. Și ne-a venit și cina. Avem o supă de legume. Puține legume, dar e ceva. Și niște cartofi fierți. Asta e camera noastră, v-am mai arătat-o și mai devreme. E fix din aia cum văzusem și pe la alții, că noi până acum am simțit că am stat în lux, așa, cam peste tot pe unde am stat și ne miram, bă, cum avem noi norocul să stăm în cazări din astea frumoase. Imaginați-vă că a înghețat apa în instalație, afară pe hol și nu putem să ne spălăm pe dinți. Pe da. Mâini, pe față, pe nimic. Deci, eu m-am dus să mă spăl pe mâini, mi-am dat cu săpun pe mână și nu mai aveam cum să dau săpun în jos, că nu mai curgea. M-am dus la baie în butoiul ăla, m-am plătit acolo, vai de cap nostru. Așa da. Ceva. Deci zici că suntem în staul de vite așa aici, de cea mai nașpa cazare. Nu e că ne plângem, nu înțelegeți greșit, nu, doar vă descriem situația. Și nu puteam să ne bucăm la somn până nu vă facem și vouă un mic rezumat. Noroc cu Cristina că e curajoasă și mai stă la frig afară, eu nu mai pot, am da. Băgat gripete la... Mă așteaptă și pe mine, ia uite sacul, ia uite ce frumos mă așteaptă și ce pătură frumoasă am pe par. Am luat pernea aia, mi-e spălată de pe mână, cred că. Da. Așa, ideea e că astăzi am mers pe o distanță de 8 km, bine, n-am mers, am urcat chiar, în jur de 600-700 de metri diferență de nivel. Și a fost într-adevăr, urcarea aceea a fost grea, una dintre ele, urcare de 400 de metri, mă rog, 3-400 de metri. M-am urcat ca pe un somn, așa, ca pe un vis. Eu nici nu vedeam cu cine trece pe lângă mine. Eu mă uitam numai la pas, la picior, să știu unde să-l pun. Și... Da, ne-am concentrat fix la mers. Ne uitam în jos, bătea și vântul și când ne mai odihneam, ne mai uitam în jurul nostru și vedeam ce munți frumoși ne înconjoară. A fost frumos, într-adevăr, acum că am ajuns și am scăpat de efort. Bine, am ajuns, am ajuns la două și ceva. Și Cristina ți-o zicea, zici, bă, Victor, lasă-o mai încerc, că nu ne așteaptă nimeni acolo, stăm ca pruște la hotel și pe frig. Da, dar hai că a fost cald, în sala de mese a fost cald, am stat pe lângă foc, am socializat, am schimbat păreri, informații, ne-am împrietenit și cu ghiz, ne-au zis o grămadă de chestii. Și acum rămâne să vedem cum o să facem în continuare, ce decizie luăm pentru mâine.
că mâine practic ajungem în Corakșep. De acolo facem Everest Base Camp, e la o arâncătură de băți. Și trebuie să ne decidem în ce ordine facem. În ce ordine avem o două să obiective. Facem. Bine, Cristina are două obiective ca să facă ceva. Vrea să facă și Everest Base Camp, vrea să facă și Kalapatar, să urce un vârf ca ăla deodată de ieri, de ne-a rupt în două. Bine, asta o să vedeți în continuare, cum o să ne simțim, depinde, cum e vremea, cum ne simțim. Am văzut, din păcate, după amiaza se strâng nori aici și norii ăștia îmi dau peste cap planurile, dar na, noi fiind cu capul în nori, nu putea să fie altfel decât nori. Și încă suntem cu zâmbetul pe buze, încă, mulțumim lui Dumnezeu, nu ne simțim rău, adică nu avem stări din alea să ne doară capul foarte tare. Astăzi pe mine m-a trecut așa o stare dubioasă că mi-a amorțise mâna dreaptă și știu că nu e de joacă cu chestia asta și am mai luat o aspirină, asta pe la două când am ajuns, pentru a nu mi se coagula sângele. Și am început să mă simt bine, adică mi-a trecut. Pentru rău de altitudine trebuie să mănânc supă, garlic soup de aici. Da, supă de usturoi. Noi am mâncat într-o zi, dar cred că și mâine, că o să fim la altitudine mare, o să băgăm o supă din asta de usturoi. Da, hai că închidem să nu-i deranjăm pe ceilalți care deja dorm, pentru că mâine tot se trezesc la 7 dimineața, pleacă de vreme. Noi o să ne trezim la 7:30 și mâncăm la 8. Și o să mergem pe traseu, deși mi-e jale, mi-e groază când mă gândesc cât de frig o să fie dimineața în camera asta și cum o să ne îmbrăcăm. Aole. Eu deja mi-am băgat câteva haine la picioare în sacul de dormit să fie calde dimineață. Și da, despre asta e vorba, despre asta este vorba pe traseul ăsta spre Everest Base Camp în ultima parte, da? La altitudine de 5000 de metri plus. Ne vedem în continuare mâine, cu noi aventuri, cu mâine noi... Mâine e Z-Day, nu? D-Day, cum? Nu, chiar mâine o să fim la jumătatea. Păi da, dar o să fie... Trecului. Mâine este cea de-a 8-a, nu? Aha. Cea de-a 8-a zi, da. Când o să fim la jumătate. La cameră. Da, e fric, se duc bateriile repede. Încărcarea costă o avere. Da, ne-a costat 2... euro să încărcăm pentru o oră baterie externă, dar ni s-a încărcat doar... Sănătate, de la 30% la 49%, deci mai deloc. Trebuie să ținem de baterii ca să avem să vă arătăm pe traseu, munți frumoși și peisaje frumoase. Hai, noapte bună! Noapte bună, mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi, în aventura noastră din Himalaya. Mulțumim pentru like-uri, comentarii, pentru susținerea de pe Revolut, PayPal și toate cele. Și ne vedem cu bine mâine. Pa, pa, noapte bună! Noapte bună din camera noastră de hotel supraluxoasă!